Bun găsit la rubrica de stat puțin. Invitata de astăzi este o femeie care și-a investit energia ultimelor două decenii în plan personal și în planul profesional. E soție, mama a trei copii și de-a lungul timpului a deținut funcția de conducere în departamentele de HR din mai multe companii de renume local și internațional. Este de asemenea facilitator în diferite programe de management și leadership, deține o diplomă de coach internațional și a condus echipe locale și internaționale în mai multe organizații până acum. De mai bine de un an de zile a făcut o schimbare semnificativă și s-a alăturat unei bănci care are un mandat ambițios de transformare și creștere, și acolo activează în rolul de Chief People Manager. Andreea Mihnea, te salut cu mare drag și bine ai venit la rubrica de stat puțin. Mulțumesc, Gașpar, și bine te-am găsit. Intenția noastră cu această serie de conversații adevărate este aceea de a pune în cuvinte acele aspecte ale vieții pe care de regulă ne este un pic mai greu să le verbalizăm, pentru că ne solicită vulnerabilizarea. Și de regulă atunci când vine vorba de aspectele vulnerabile, vrem să le evităm. Însă ce ne arată psihologia e că evitarea și negarea reprezintă strategii cu rezultate doar pe termen scurt. Și pe termen lung au tendința de a ne complica destul de mult existența și relațiile. De aceea, la rubrica de stat puțin, vrem să vorbim despre lucrurile dificile. Despre cum anume putem preveni burnout-ul, despre cum anume putem găsi strategii eficiente pentru a ne proteja sănătatea psihică și sănătatea emoțională. Dar atunci când vine vorba de sănătatea emoțională, mă refer în special la cum putem gestiona emoțiile dificile, la strategiile de management al stresului, anxietății, dar și la care sunt acele aspecte personale care ne pot ajuta să rămânem optimiști, concentrați, motivați, pentru a ajunge la cea mai bună versiune a noastră, atât în ceea ce privește sinele profesional, cât și viața personală. De aceea aș vrea să începem, Andreea, prin a te întreba cum arată viața ta după mai bine de un an de pandemie. Cred că în mare măsură ar fi arătat la fel, pentru că sunt într-o perioadă a vieții în care probabil toată lumea între 40 și 50 are acea furtună perfectă. Ai copii la diverse vârste, ai preferabil o carieră sau o ocupație care te poate absorbi, ai părinții care încep să aibă probleme și acum avem și pandemia. Așa arată, cu toate astea puse la un loc, care par simple și erau oricum normale, însă arată mai complicat. Eu am trei copii, 15, 8 și 3. Fiecare este la o vârstă când, într-adevăr, te pot provoca foarte mult. Ei au nevoie de un registru diferit de interacțiune, 3 ani, 8 ani, 15 ani, pe care nu-l poți defalca în timp real atât de ușor încât să le dai ce au nevoie. Și faci ce poți, dar asta te lasă cam tot timpul într-o stare de neîmplinire pe planul ăsta. Pentru că, deși accepti că nu poți să faci și tu cu tine stai de vorbă, spui, oricum n-am cum să-i mulțumesc pe toți, dar trăiești un pic cu umbra asta, așa, acasă. Mm-hmm. Aici acasă am putea spune că e important să înveți această lecție a rolului de mamă suficient de bună. Te străduiești cât de mult poți, le oferi cât de multă atenție se poate, dar e clar că nu ești mama perfectă, pentru că nimeni nu poate să-și asume un astfel de rol. Apoi, părinții care, mă rog, au nevoie să facă câte o operație, să aibă câte o intervenție și, dacă revin la copii, când merg la școală, când nu merg la școală, toată logistica asta vieții a pus mult mai multă presiune, cred, pe fiecare dintre noi. Nu mai spun că în plan profesional e suficient de greu și așa să menții un status quo în condițiile actuale. Adică, cu siguranță, oricine este într-un mediu, nu neapărat corporativ, sunt într-un mediu de business, își dă seama că pentru a atinge aceleași rezultate ca anul trecut, trebuie să facă eforturi mai mari. Cu atât mai mult cu cât este și angajat și manager. Ca manager, cumva, îți asumi mai multe responsabilități. Preiei mai mult din tensiunile care apar, în fine. Dar, dincolo de asta, mai este, în cazul meu, și acest element suplimentar de transformare, care aduce o complexitate mult mai mare întregului ecosistem în care funcționez. Cam așa arată, nici n-aș ști să spun cum arată. Știi, îmi place un tablou de Kandinsky, Ordinea și Haosul. Câteodată reușesc cu ordinea, dar în rest e haos, cam. Și care simți că e în acest moment cea mai mare provocare în plan personal și în plan profesional? Știm că anul trecut ai făcut o schimbare semnificativă și când am auzit asta m-a surprins
în 2020, când oamenii încercau să supraviețuiască, există totuși și persoane care și-au găsit curajul de a face schimbări. Dar întrebarea e exact asta, legată de provocări. Ce simți că e cel mai dificil pentru tine acum, acasă și la tine? Numitorul comun tot eu sunt și cred că cel mai dificil și provocator este să am claritate pe motivația mea în fiecare zi. Iar în plan profesional, cred că ar trebui să spun totuși ceva înainte despre asta. În plan profesional, dacă mă gândesc, provocarea cea mai mare este nevoia de claritate, în primul rând a mea. Și ce voiam să spun pentru a clarifica inclusiv această percepție. Eu cred foarte mult în distribuția acestui ownership, adică al responsabilității pe care o avem fiecare față de spațiul pe care îl ocupăm într-un context. La fel îmi doresc și în echipele în care lucrez. Însă observ de multe ori că sunt oameni cu care lucrez care au nevoie de o mamă, de un părinte, care să le spună, care să-i ghideze, pe care să-l întrebe, fac bine, nu fac bine. Și atunci tot demersul ăsta este foarte dificil între a ajunge acolo unde îți dorești, să-i faci să facă pentru că vor ei și pentru că știu încotro, versus să-i faci să facă pentru că le zici tu, de la A la B, la C și așa mai departe. Și aici cred că tot la mine se întoarce responsabilitatea mea de a-mi fi mie mai clar și de a explicita mai clar așteptări, de a da feedback mai mult, mai bine, mai frumos, mai clar despre încotro mergem cu toții și încotro trebuie să meargă fiecare și cum. Mm-hmm. Un feedback prin care minții să-i fie cât mai ușor să înțeleagă ce așteptări sunt, care sunt obiectivele, care sunt comportamentele potrivite, care sunt comportamentele nepotrivite. Exact, mm-hmm. Exact. Eu personal sunt fascinat de complexitatea creierului uman. Cum ai grijă de creierul tău, Andreea, mai ales atunci când simți că te apropii de fundul sacului, atunci când simți că ești aproape de burnout, de acel moment de epuizare psihologică și emoțională? Cum probabil îți imaginezi, sunt des aproape de epuizare, în special cea emoțională. Însă eu nu cred neapărat într-un echilibru așa constant ca o câmpie. Este un tandem între haos și ordine. Întrebarea este cum faci și ce mecanisme ai într-adevăr să ajungi de la haosul ăla care te înconjoară și te copleșește la puțină ordine pe care creierul tău să o perceapă ca fiind safe, na? Mm-hmm. Confortabilă. Ce fac eu în toată nebunia asta în care sunt în fiecare zi și care recunosc că îmi place, pentru că eu mi-am făcut-o? Am câteva mecanisme. În primul rând încerc să recunosc când mi se întâmplă să nu mai am claritate. De ce mă duc? De ce vorbesc? De ce fac asta? De ce fac aia altă? Și... Deci primul pas ar fi acela că ești atentă la tine. Da. Te monitorizezi. Exact. Asta e foarte important pentru mine, să fiu atentă la mine și la mine se manifestă pentru că am o nevoie foarte mare de claritate și de focus pe încotro merg și de ce merg, se manifestă prin confuzie la mine, în primul rând. Și când îmi dau seama că sunt confuză, stau un pic de vorbă cu mine. Nu e suficient, evident. Stai de vorbă cu tine, îți pui mesaje de genul e ok, e regulă, tuturor ne este greu, sunt doar emoții, ești doar obosită, e nevoie, poate să te odihnești un pic mai mult, sau ce îți spui? Nu sunt așa de blândă cu mine în prima fază. Ceea ce îmi spun, îmi pun întrebări. De ce? Ești curioasă. Sunt foarte curioasă și stau și mă întreb pe mine de ce gândesc așa, dacă și aplic mecanismele acelea, dacă peste 5 ani ne dacă uităm la povestea conta. Asta, va mai conta. Mm-hmm. Dacă aș vorbi cu prietena cea mai bună ce mi-ar spune, aplic și eu în discuțiile cu mine tehnicile de coaching pe care le putem utiliza și în rest. Asta e doar prima fază în care îmi dau seama că sunt razna și când sunt razna, trebuie să fac ceva pentru mine. Normal că nu e suficient. Când îmi dau seama că sunt, fac niște lucruri, dar nu într-un mod sistemic, adică din când în când fac eu. Dar nu o fac constant. Fac ce simt că am nevoie. De exemplu, când simt că sunt anchilozată, fac niște ritualuri tibetane pe care cred că s-ar putea să fie și în pop culture. Nici nu contează, nu mă interesează. Pentru mine funcționează, durează 20 de minute, le pot face la mine acasă pentru că în altă parte nu apuc să ajung. Când simt că pleznesc și că vreau să și că nu înțeleg ce mi se întâmplă, de exemplu, am avut în perioada pandemiei o perioadă destul de lungă de anxietate care se manifesta prin faptul că nu voiam să mă culc. Pur și simplu stăteam
așa, langa, noaptea și nu voiam să dorm. Și la un moment dat, într-o noapte din asta, am început să scriu. Și când am scris, mi-am dat seama că asociam somnul cu moartea și că acolo ajungea toată povestea asta. Și nu voiam să dorm pentru că mi-era frică de moarte, de toată povestea asta care e foarte puternic asociată cu moartea. Altă dată îmi place să fac lucruri foarte active. Îmi place echitația la nebunie. Și asta este zona care și ea mă întâlnește cu mine și mă ajută să ies din lucruri. Pentru că e vorba despre o ființă imprevizibilă, dar care de fapt te învață despre tine și din nou câtă claritate și centrare ai tu. Și îmi place să ascult muzică, dar un pic la extreme, ori rock, ori muzică clasică sau operă, pentru că aia mi se pare că e catartică într-un fel. Rockul te ajută probabil să descarci emoțiile mai intense. Mai intense, și muzica clasică te ajută să alini tristețea. Să le, da, și să le, cumva să le pictezi mai frumos. Mm-hmm. Mulțumim tare frumos. Am rezonat extrem de mult cu această idee a ta prin care spui că nu crezi foarte mult în echilibru, pentru că nici eu nu cred că e posibil să avem o viață echilibrată, însă cred că e important să avem o viață flexibilă, o minte flexibilă, o atitudine flexibilă, în care să ne adaptăm în funcție de situație și să acceptăm că suntem oameni, nu putem fi perfecți de fiecare dată și acasă și la serviciu, mai ales atunci când ne e greu. Potrivit unui studiu internațional care s-a făcut înainte de pandemie, se pare că aproximativ 95% din managerii de resurse umane spun că angajații ajung în burnout. Întrebarea mea, Andreea, e cum anume consideri că ar putea acționa companiile, managerii de companii pentru a preveni burnout-ul angajaților? Și cred că în 2021 aceasta este una dintre cele mai importante întrebări pe care un lider sau un manager ar fi bine să și-o adreseze pentru starea de bine a companiei. E într-adevăr ceva care mă preocupă și pe mine. Din rolul meu de resurse umane, să-i spun, de people, poți face niște lucruri la sistemic, dar la urma urmei, și o să intru un pic în el, la urma urmei însă depinde de oamenii cu care lucrez, mă refer aici la lideri, la manageri, și capacitatea pe care ei o au și a priori și apoi și o tot dezvoltă de a intra în dialog permanent cu oamenii. Se pot face multe lucruri sistemic, dar la urma urmei e vorba despre interacțiunea în sine între doi oameni, de cele mai multe. O interacțiune care, cum crezi că e bine să fie pentru a preveni acest burnout? Înțeleg din ceea ce spui că e importantă comunicarea, că oamenii să poată să exprime ce trăiesc, ce simt, și interacțiunea poate să fie definită de deschidere, de curiozitate, de respect și de asumare. Și de asta ai nevoie de manager sau de lider bun. Pentru că ți se întâmplă foarte mult în ipostaza asta ca oamenii să proiecteze în toată povestea comună ceva ce ei nu au reușit nici să-și înțeleagă pentru sine și nici să-și rezolve pentru sine înainte de a intra în spațiu comun. Și atunci un lider matur ar putea să deceleze între aceste planuri, care e planul meu personal și care este planul meu, dacă vrei, deși ele sunt întrepătrunse, dar cât de mult am stat și am făcut ca adult, ca individ, o treabă bună cu mine să, în primul rând, să îmi fac eu să-mi fie bine, înainte de a aduce într-un spațiu comun și, crede-mă, în spațiu comun mare, în care oamenii vin cu foarte multe neîmpliniri acum, e destul de greu de respirat. Oamenii vin cu foarte multă frustrare. Vin cu proiecții de nevoi pe care nu prea ai cum să le împlinești în perioada asta. Acele nevoi care nu sunt satisfăcute nici acasă, le aducem cu noi la serviciu și ne așteptăm ca cel puțin acolo cineva să intre grijă. De părinte. Să aibă grijă de noi. Și managerul atunci nu ne înțelege. Și chiar am observat în ultima vreme, mai mult decât înainte, un fel de regresie. Am senzația că toată lumea vrea să fie înțeles, dar se ascunde în același timp. Este un dans foarte ciudat care se întâmplă, cel puțin în mediul meu sau în contextul meu în ultima vreme. Sistemic, da, se pot adresa. Cred că în permanență trebuie să lucrez la educarea oamenilor care lucrează cu oameni și să nu lași la o parte elementul ăsta care de fapt îți aduce venituri. Suntem o companie și astea sunt lucrurile soft. Eu nu cred neapărat doar în aspectele astea, da? Hai să vorbim frumos, să punem pe pereți și să avem grijă la comportamentele oamenilor. Ține foarte mult de structura în care lucrezi, de tehnologia cu care lucrezi, procesele și claritatea rolurilor fiecăruia. Deci astea sunt aspectele hard cu care trebuie neapărat să lucrăm înainte.
Dar dincolo de asta, rafinamentul relațiilor interumane de la muncă poate fi ridicat, elevat de ceea ce se poate face prin educare. Aș vrea să te întreb, Andreea, pornind de la experiența ta profesională la nivel local și la nivel internațional, dacă consideri, și aici aș vrea să vorbim despre România în special, dacă consideri că în companii și organizații există într-adevăr politici prin care să se protejeze sănătatea emoțională a angajaților, sau încă suntem în acel punct în care vorbim despre prevenția burnout-ului și despre creșterea calității vieții mai degrabă teoretic decât practic? Se vorbește mult despre ce pot face companiile pentru ca acest climat să fie un pic mai puțin apăsător. Și știu că toate companiile, inclusiv cele în care am lucrat și lucrez, fac foarte multe lucruri pentru a ajuta oamenii să se decompreseze. Sunt programe de well-being, destul de multe, se oferă acces la consultații psihologice pe care oamenii foarte rar le accesează, din experiența mea. Se fac programe din acestea de yoga, de sport, de tot soiul de hobby-uri pe care oamenii să și le manifeste acolo și e bine. Programe pe care ar fi foarte bine pentru noi românii să înțelegem că nu reprezintă pierdere de vreme, că reprezintă niște strategii foarte bune prin care noi ne putem centra, prin care putem descărca surplusul de stres, de emoții dificile. Așa că e foarte bine că le amintești și e esențial să înțelegem utilitatea lor, cât de eficiente pot fi pentru noi. Da, sunt foarte eficiente. Mai greu este să le translatezi într-un plan de business. Și aici, în rolul meu, m-am confruntat de multe ori cu această provocare. De ce? Pentru că organizațiile sunt ca niște ființe vii care vor să supraviețuiască și vor să crească. Unele se comportă ca niște virusuri și își atacă gazda, angajații, da, care o fac să trăiască. Altele pot trăi într-o simbioză care poate funcționa. Ca ele să ajungă în categoria a doua, este nevoie de foarte, foarte multă maturitate la nivel de leadership. Ca liderul să înțeleagă ce înseamnă o investiție pe termen lung. Pentru că nimic din ceea ce pot face eu la nivel sistemic, în rolul meu, nu se vede mâine. Nu o să aibă un impact pe P&L, nu o să aibă nimic vizibil, palpabil în zona financiară pe mine. Și atunci ține foarte mult de credibilitatea cuiva care vine într-un rol din ăsta, de credibilitatea oamenilor cu care lucrează pentru a aduce în organizație niște programe sau niște moduri de a sublima, să spunem, nevoile astea ale oamenilor în mediul profesional. Acum este mai greu, este chiar mai greu, pentru că acele comunități pe care le-ai construit sau care există în multe companii și-au cam pierdut, nu sensul, dar și-au pierdut stabilitatea. Nu știam înainte de pandemie. Exact. Setup-ul muncii nu mai e același care a fost și care nu era atât de familiar și de cunoscut. Așa este. Și iarăși am lucrat foarte mult, de foarte multe ori, în zona asta de well-being, plecând de la principiul că oamenii sunt tribali. Cu cât îi aduni, nu în sensul rău, ci în felul în care interacționează. Avem nevoie de un trib al nostru, de oameni de apartenență. În care să ne simțim în siguranță cât de cât. Exact. Mm-hmm. Și toate programele astea pe care le faci, de fapt, se duc la cât de validat mă simt eu ca individ, ca angajat. Și vreau să spun că, iarăși, din toate poveștile trăite de mine în mediul profesional, am observat că dacă poți, ca manager, ca lider, să-i dai omului validarea că aparține și măcar atât. E important pentru sistemul din care face parte în momentul respectiv, probabil că se va simți un pic mai motivat, mai loial, mai dornic implice și în aspectele profesionale. Exact. Știm destul de clar că burnout-ul ne afectează nu doar viața profesională, dar și viața personală. Ajunge să influențeze prioritățile noastre, relațiile cu oamenii dragi, relațiile de prietenie și efectiv felul în care ne uităm la propria persoană. Și aș vrea să vorbim, Andreea, puțin despre care sunt acele prime semne pe care oamenii le pot observa și care ar putea reprezenta un mesaj de fii atent pentru că te duci într-o direcție periculoasă. Cum ar mai putem recunoaște burnout-ul în viața noastră și cum ar mai putem preveni? Despre asta te-aș invita să vorbim în continuare.
Cred că atât ca femeie, cât și ca bărbat, ce se poate observa la oameni când se apropie de starea asta de prea plin, este că nu mai au grijă de ei. În sensul că nu neapărat doar la nivel fizic, de cum arată, cum se îngrijesc, dar și la nivel de nevoile lor mentale, spirituale. Nu-și mai fac ei viața frumoasă pentru ei. Sau nu mai găsesc bucurie. Sau poți să vezi asta în cercul de prieteni, dacă te uiți pe social media, cât de extreme sunt manifestările lor. Și atunci, dacă ai un prieten bun și îl vezi că e pe acolo, în zona aia, e bine să-l suni și să-i spui, mă, dar pe bune, ce-i cu tine? Chiar așa? Sau să-l întrebi cum e, nu? Să încerci să ajungi la mintea lui, probabil într-o manieră cât mai empatică, ca el să-mi intre în defensivă. Absolut. Și să-i adresezi o întrebare care l-ar putea ajuta să își dea seama că anumite comportamente nu sunt tocmai potrivite pentru a fi prezentate în social media. Exact, care oricum reflectă un dezechilibru și o aplicare prea mare către o extremă sau alta, care deja se cunoaște. Mm-hmm. Cred că primele semne sunt foarte vizibile din aparență, ca să concluzionez, și din manifestări extreme în diverse contexte. Mm-hmm. Cam așa le-aș vedea. Evident că dacă mă gândesc la cum mai mă uit eu atunci când sunt aproape de un prea plin, excesele, ce fel de excese fac, cum mă îndrept către o bucurie, o plăcere sau alta mai mult decât e nevoie. Mm-hmm. Și aici putem vorbi probabil de consum de alcool, da, de comportament alimentar scăpat de sub control, stat prea mult în fața televizorului și prea puțin în timp ce dormim, mm-hmm, de acele comportamente care pot fi periculoase pentru că reprezintă o sursă prea mare de plăcere sau unica sursă de plăcere. Exact. Și atunci când ne apropiem de ele atât de mult, e un indicator al faptului că nu ne e bine din punct de vedere emoțional. Da, pentru mine astea sunt niște semne foarte clare. Mulțumim tare frumos, Andreea, pentru prezență și pentru deschidere. Cred că e foarte important să ne permitem să vorbim un pic mai mult despre cum ne putem proteja sănătatea și despre cum putem avea grijă de emoțiile și sentimentele noastre. Iar dumneavoastră vă mulțumim de asemenea pentru că ați fost alături de noi și cred că mesajul cheie cu care ar fi bine să rămânem după această ediție e acela că cea mai bună strategie pentru a ține la distanță burnout-ul și depresia e prevenția. Să rămânem sănătoși, pe curând!